Citesc de la versetul 7, Eclesiastul, capitolul 6. Toată truda omului este pentru gura lui și totuși poftele nu îi se împlinesc niciodată. Căci ce are înțeleptul mai mult decât nebunul? Ce folos are nenorocitul care știe să se poarte înaintea celor vii? Mai bine ce vezi cu ochii decât frământare de pofte neîmplinite. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Ce este omul? Se cunoaște după numele care i s-a dat de mult. Se știe că este din pământ și nu poate să se judece cu cel ce este mai tare decât el. Căci chiar dacă face multă vorbă care doar înmulțește deșertăciunea, ce folos are omul din ea? Căci cine știe ce este bine pentru om în viață, în toate zilele vieții lui de viețuire deșartă, pe care le petrece ca o umbră? Și cine poate să spună omului ce va fi după el sub soare? Până aici citirea biblică, preocupați locurile. Ne bucurăm să fim împreună la părtășie în seara aceasta. În scurtul timp pe care îl petrec în țară, mi-am dorit să ajung la dumneavoastră. De aceea am venit astăzi, întrucât nu pot garanta că duminică voi mai fi pe aici. Îi spuneam fratelui Marius că doresc să ajung la dumneavoastră, întrucât vă păstrez o plăcută aducere aminte. Spune în Psalmul 100, strigați de bucurie către Domnul toți locuitorii pământului. Aici intrăm și noi cei care locuim acum temporar în Irlanda și dumneavoastră cei care locuiți aici sau prin Slovacia sau prin Australia sau pe unde mai ne ducem zilele, toți locuitorii pământului trebuie să laude pe Dumnezeu. Dumnezeu nu ne-a legat de vreun loc terestru. Domnul Iisus Hristos a spus că dacă într-o cetate suntem prigoniți, putem să plecăm în alta. Nu trebuie să murim unde ne-am născut. Nu suntem la fel ca și copaci unde am fost plantați, acolo trebuie să și sfârșim. Dumnezeu ne-a dat libertate. A zis că El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată suprafața pământului. Și le-a pus hotare. Acum Dumnezeu ne-a lărgit hotarele. Avem libertatea să călătorim în lume largă. Și îi mulțumim lui Dumnezeu și așa cum spuneam în Psalmul 100, avem datoria fiecare dintre noi, oriunde suntem, să strigăm de bucurie către Domnul. Nu ni se spune însă ce să strigăm. Nu ni se spun motivele, ci ni se spune să strigăm. Biblia spune exact în sens opus, în Evanghelia după Matei, spunea Domnul că dacă cineva zice fratelui său prostule, se face vinovat. Numai că Domnul Iisus Hristos n-a zis prostul, a zis un cuvânt care nu are sens. Un cuvânt care nu poate fi tradus. E ca și ah, sau oh, sau au. Țin minte că o dată eram la lucru și m-am accidentat puțin și am zis au. Și colegul meu irlandez zice, ăsta este toate limbile. Nu trebuie tradus. Iisus Hristos a spus că n-avem voie să scoatem vreun cuvânt la mânie. Indiferent că ăla-i prostule sau că e alt cuvânt. La fel când se zice să strigăm de bucurie, nu se zice ce. Avem libertatea să strigăm. Important este că înaintea Domnului noi trebuie să mergem bucuroși. Dumnezeu merită niște copii fericiți. Deci intrați cu cântări în curțile Lui. Vorbeam cu copiii recent și spuneam, curțile Domnului nu se referă la curțile adunării. Amintiți-vă că Iacov când a plecat spre Laban s-a oprit și a dormit noaptea în câmp, în pustiu, și acolo a visat o scară. Dimineața când s-a trezit, știți că Dumnezeu era la capătul scării, a zis, aici e casa lui Dumnezeu. Și eu n-am știut. Eram în curtea Domnului și eu n-am știut. Oriunde pe pământul ăsta aici suntem în curțile lui Dumnezeu. Pentru că întreaga creație este de fapt templul Domnului. Când spune în Apocalipsa că Anticristul se va ridica în templul lui Dumnezeu, foarte mulți o leagă în mod literal de templul de la Ierusalim. S-ar putea. Dar am toată libertatea, conform limbajului Sfintelor Scripturi, să cred că se va ridica în mijlocul creației. Aici, pe pământul acesta, asta e templul lui Dumnezeu.
Oriunde cheamă oamenii în vreun loc numele Domnului, Dumnezeu îi ascultă. Noi nu mai suntem legați de un loc pământesc sau de zile, cum zicea apostolul. Avem libertatea să slujim pe Dumnezeu și ne bucurăm oriunde suntem și Dumnezeu merită să-i cântăm, să-l lăudăm, să strigăm de bucurie către Domnul. Biblia spune, de exemplu, bateți din palme. Acum, frații carismatici, nu prea îi înțeleg pe acești teologi care pur și simplu cheamă mulțimile să bată din palme. În Biblie, i-aș întreba pe acești teologi cum îndeplinesc această cerință copace, pentru că în Biblie spune copacilor, bateți din palme. Cum bat copacii din palme? Și atunci am să bat și eu din palme. Biblia ne îndeamnă să venim cu bucurie, este un gest de bucurie, nu este un gest pe care să-l imităm, să-l fabricăm noi. Ori bucuria nu poți fabrica. Nu este ceva pe care să o producem noi. Bucuria este răspunsul la ceva, la ceva ce ți se oferă. Și atunci când îl primești pe Dumnezeu, când primești de la Dumnezeu ce îți dă Dumnezeu, cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul neprăinirii, zice apostolul, vor domni în viață. Când primești de la Dumnezeu răspunsul natural a ceea ce îți dă Dumnezeu este să te bucuri. Și formele în care te poți bucura și exprima această bucurie sunt multiple. Am citit un text dintr-o carte neglijată în general de biserică, de teologi. Rar se citește din Eclesiastul la adunare. Și nu numai la adunare, și acasă, rar citim din Eclesiastul. Eclesiastul a fost un om foarte realist, care și-a pus întrebări concrete despre viață. Și în textul acesta pune mai multe întrebări, care ne determină în seara aceasta să medităm puțin asupra vieții noastre. Au trecut 2 ani de zile de când suntem în Irlanda, dar îmi dau seama că viața trece. Deși am plecat pentru un timp mai scurt, am zăbovit, ne întoarcem din nou cu voia Domnului săptămâna viitoare, dar pe zi ce trece îmi dau seama tot mai mult de faptul că sunt trecător. Mă apropiu și eu de 40 de ani, îmi cresc copii. Mai ieri eram un adolescent cu visuri și cu speranțe. Și astăzi îmi dau seama că încep să încărunțesc, să îmbătrânesc și le spun unor copiilor mei că și eu voi muri într-o zi, că mergem spre mormânt. Asta e viața. Și întrebarea lui Solomon, la care vreau să ne oprim puțin tel, din versetul 12, spune așa: cine știe ce este bine pentru om în viață? Cine știe sau poate să-i spună omului ce este bine să facă? Și încotro să-și investească timpul acesta dintre naștere și moarte. Știți că Solomon spune în capitolul 2, citesc versetul 18, că a ajuns, versetul 17 și 18, a ajuns să urească viața, căci nu mi-a plăcut ce se face sub soare. Totul este deșertăciune și goană după vânt. Mi-am urât până și toată munca pe care am făcut-o sub soare, muncă pe care o lasă omului care vine după mine, ca să se bucure de ea. Adică a ajuns să regrete tot ce a realizat în viață. Cum să trăiesc în viață așa încât să nu regreți? Știți că regretele sunt dureri mai mari decât durerile fizice? În urmă cu câteva luni de zile am suferit o accidentare în Irlanda și datorită legilor din Irlanda nu beneficiam de concediu medical, întrucât nu aveam 2 ani lucrați în Irlanda, nu s-a întâmplat la locul de muncă. Așa că am fost nevoit să mă duc așa accidentat la serviciu. Și chiopătam. Am fost înțeles de șefi și mi s-a dat de lucru ceva ce puteam face. Dar colegii de lucru, observându-mă, au început să mă întrebe, ce-i cu tine? I-am spus ce s-a întâmplat.
Și mi-au zis, de ce n-ai fost un pic mai isteț? Să vii la lucru ca și cum ai fi sănătos. Să te împiedici singur pe aici, să cazi. Și să spui că accidentul a fost la lucru. Beneficiai de toate ajutoarele și de la fabrică și toate drepturile. Și știu că i-am zis celui care mi-a propus această variantă, i-am zis, auzi, conștiința te doare mai tare decât oasele. Prefer să mă doară oasele decât să mă doară conștiința. Să știți că regretele sunt dureri care i-au dus pe oameni până acolo să se sinucidă, să-și iei viața. Pentru că nu au putut admite că ei au fost capabili să facă lucruri ca cele pe care le-au făcut. La așa ceva a ajuns Solomon. Mi-a părut rău de tot ce am făcut. Și gândiți-vă că a realizat lucruri frumoase. Zice Biblia că și-a făcut grădini. Și-a făcut cascade, iazuri, fântâni arteziene. Și-a adus maimuțe, păuni, grădină zoologică. Și-a făcut o natură, probabil ca cea în care l-a așezat Dumnezeu pe Adam și pe Eva. Și-a regretat la sfârșit toată munca asta. Întrebarea mea în seara aceasta în fața acestor texte este ce ar trebui să fac în viață ca să n-ajung să regret și eu că am trăit pe pământ și că mi s-a scurs viața într-un fel pe care n-aș fi vrut să-l scurgă. Fiecare dintre noi trebuie să recunoaștem că viața este un proces în care tot descoperim, învățăm, ajungem mai departe. Acum știm mai mult decât am știut anul trecut, decât am știut acum 10 ani, decât am știut acum 20 de ani. Tinerii trebuie să recunoască că peste 20 de ani vor ști mult mai multe decât știu astăzi. Și atunci trebuie să înveți de la alții, să accepți de la alții, ca să nu repezi greșelile. Iar Solomon pune întrebarea asta, ce este bine pentru om? Cine știe ce este bine? Știți că teoriile despre bine, despre viață, în umanitate s-au schimbat așa de mult în cursul istoriei. Oamenii au crezut că e bine ceva, după aceea au venit alții și au zis, nu, asta e bine, hai să schimbăm. De la feudalism, la monarhism, la comunism, fascism, capitalism acum, peste 100 de ani, dacă va mai ține Dumnezeu lumea, eu știu ce mișcări vor mai fi. Și o să zică bieții de oameni care au trăit sub capitalism. Oamenii tot au schimbat și au zis, hai să vedem dacă merge mai bine așa. Acum, de exemplu, este o generație în care se face un fel de experiență pe copii. Să schimbăm procesul de educație care a parcurs toată istoria cu oamenii pe care a scos istoria. Spune, schimbăm totul, totul dărâmăm. Altfel se cresc copiii. Cine poate să spună omului ce este bine? Beneficiem de un har extraordinar. Creatorul nostru, singurul care este înțelept, cum spune Apostolul Pavel, ne-a lăsat în scris ce este bine pentru om. Și spune Apostolul Petru în epistola sa, în prima epistolă, în capitolul 4, versetul 10, ca niște buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Adică știți ce spune versetul acesta? Dumnezeu ne-a lăsat pe noi să administrăm harul lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu ne-a dat acces în cămările lui, în bogățiile sale, la visteriile sale. A zis Apostolul Pavel, în Efeseni, că să nu ne iasă niciun cuvânt stricat din gură, ci unul bun după cum este nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Iată că noi putem să dăm har prin cuvintele pe care le rostim. Adică Dumnezeu îmi îngăde să intru în visteriile sale, să iau de acolo și să dau altora. A zis și o pildă în privința ta, așa, era vorba de un ispravnic care risipea averea și a zis, te dau afară. Când a auzit ăsta, a început să cheme pe datornicii stăpânului său. Zis, cât datorați? Atâta. Ia și să ștergem, să schimb pe jumătate.
Știți că după aceea stăpânul a lăudat pentru ce a făcut? Dumnezeu ne-a dat acces la bogățiile sale. Vorba Apostolului Pavel, suntem săraci și îmbogățim pe mult. Păi de unde să îmbogățești? Pentru că mi-a dat Dumnezeu harul, zice Pavel, să iau de la el și să dau. Avem harul să răsfoim aici o carte care, dincolo de faptul că a fost scrisă de oameni, are originea în Dumnezeu. A fost grija lui Dumnezeu ca aceste cuvinte să ajungă și în posesia noastră. Și sfaturile acestea să le putem auzi, să le putem învăța și să vedem ce trebuie făcut ca să nu regretăm anii pe care trăim. Primul lucru pe care l-am observat și pe care vreau să-l așez înaintea dumneavoastră este sub forma unei întrebări. Dacă vrei să trăiești, să nu-ți pară rău, să nu regreți, oricum păreri de rău sunt, dar să nu fie din acelea ca apostol. Toți greșim. A trăi fără să-ți pară rău înseamnă a trăi fără greșeală. A spune că te-ai născut desăvârșit și că... Evident că în măsură ce înveți, îți dai seama de greșeli pe care le-ai făcut și îți pare rău de ele. Dar e una să fi făcut greșeli fără să vrei, cu dorința sinceră să trăiești frumos și curat, cum zicea Apostolul Pavel, Dumnezeu s-a îndurat de mine pentru că lucram din neștiință, dar eu eram pornit în dorința mea mai mult decât mulți din neamul meu de aceeași vârstă cu mine să fac voia lui Dumnezeu, să fiu pe plac, să religiozitatea mea, zicea el, întreceam pe mulți. Ce semnea religie? Calea de legătură cu Dumnezeu. Eu n-am făcut greșeli pentru că am fost rău. N-am făcut greșeli pentru că am fost căzut. Am făcut greșeli pentru că n-am știut. Și una să greșești că n-ai știut, să-ți pară rău după aceea când ai înțeles. Și alta este să fi putut să faci binele și să fi făcut rău. Să fi greșit că n-ai vrut să înveți, că n-ai vrut să asculți. Prima întrebare pe care mi-o pun și mi-o pune textul Sfintelor Scripturi în seara aceasta este: unde aleg să-mi investesc viața? Dumnezeu, m-am trezit pe pământul acesta cu un dar extraordinar de mare, viața. Atât de scump încât nu poate să-l cumpere nimeni. Cât de bogat ar fi un om, nu poate să-l cumpere viața. Viața este un cadou care întrece toate resursele planetei. A zis Mântuitorul, ce ar da un om pentru sufletul lui? Sau ce ar folosi unui om să aibă toate lucrurile de pe pământ și să își piardă viața? M-am trezit că Dumnezeu mi-a dăruit un dar extraordinar, viața. Dar ce fac cu ea? Asta mi-a lăsat Dumnezeu libertatea să fac eu ce vreau cu ea. E extraordinar Dumnezeul acesta, e atât de nobil cu făpturile sale, încât îl lasă pe om să facă ce vrea. Gândiți-vă, de exemplu, că Dumnezeu putea să îl învețe pe Adam să zică: uite, ăsta este urs, ăsta este leu, ăsta este elefant. Dar Biblia spune că i-a adus animalele la Adam și l-a lăsat pe el să aleagă ce nume să le pună. Și numele care le-a pus Adam, alea au rămas. Ce libertate! Dumnezeu l-a lăsat într-o grădină în care avea acces la pomul vieții, să trăiască veșnic. Dar avea acces și la cunoștința binelui și răului. Avea dreptul chiar să încalce poruncile lui Dumnezeu și să ne socotească legea. Și a făcut-o. Dumnezeu ne-a dat libertăți extraordinare. Libertatea să creem, să construim, să fim niște oameni extraordinari. Dar a dat libertatea să devină și demoni, și diavoli, și criminali, și violatori, și tot felul de urâțenii care sunt pe pământul acesta. Ai toată libertatea. De aceea, primul lucru cu care pornesc studiul la această întrebare, cum să trăiesc așa încât să nu regret, e unde vreau să-mi investesc viața. Imaginează că cineva îți dă 100 de lei. Ce poți să faci cu ei? Poți să mergi, de exemplu, la loto. Îi pui la loto. Aia ai aruncat și ai dat banii. Am un coleg de servici care în fiecare vineri plătește un bilet să câștige ceva la loterie. Nu mai țin minte, vreo 5 euro. N-a câștigat niciodată, l-am întrebat. Ați câștigat vreodată? N-a câștigat niciodată. Lucrează de 22 de ani. Spune, dacă în fiecare săptămână punea cei 5 euro, acum avea 1000 de euro. Dar este robit de dorința aceasta sau încercarea aceasta, că probabil odată o să-l lovească norocul.
Deci 100 de euro poți să arunci, 100 de lei poți să arunci la loto. E aruncat. Dar 100 de lei poți să cumperi, eu știu, ceva, să investești în ceva, să cumperi niște semințe și le plantezi. Și Biblia spune, de exemplu, în Proverbe, că prin muncă, ogorul pe care îl desenesești aduce o hrană îmbelșugată și poate să se ducă la bogăție. La toamnă să culegi de 100 de ori mai mult. S-au mulțit. A investit în ceva care a meritat. Celălalt i-a aruncat. Și unul și altul a făcut ce a vrut. Așa e și cu viața. Poți să ți-o consumi și să o arzi. Să-i dai foc. Și a trecut 60-70 de ani, s-au dus și n-ai făcut nimic. Ai mâncat, ai dormit, ai mers la serviciu și n-ai făcut nimic în rest. Nimic care să fie meritat, să fie justificat existența ta. Vorba Irinei Sandler, femeia aceea care a... în cel de-al doilea război mondial, cred că v-am povestit despre ea, în Varșovia, când s-a instaurat ghetoul din Varșovia, ea era asistentă medicală. Și ea avea acces să intre în ghetoul evreiesc pentru a consulta bolnavii, pentru că nemții se temeau foarte mult de epidemii. Și nu cumva să apară vreo epidemie care să-i afecteze pe ei, o lăsa pe asistenta aceasta să meargă mereu să verifice bolile, starea de sănătate a oamenilor. Însă femeia aceasta, deși avea propria ei familie, era căsătorită, avea copilaș. Făcea însă parte dintr-o asociație mai largă de rezistență împotriva regimului fascist și nazist. Și de fiecare dată când ieșea din lagăr, în sacoșele cu scutece, cu pansamente care trebuiau duse să fie arse, împacheta câte un copilaș. Ca să-l scoată din ghetou și să-l dea dreptul la o viață liberă. Ghetoul ducându-i sigur spre moarte. Copilașul acela era apoi plasat unor familii care să aibă grijă de el. Ea întotdeauna se înconjura de câini vagabonzi care prin gălăgie, prin lătratul lor să acopere scântecetul copilașului dacă era foarte mic și plângea. Așa încât timp de 2 ani de zile n-a fost prinsă și a reușit să scoată peste 2000 de copii din ghetou. Numele fiecărui copil era scris pe un bilețel, introdus într-un borcan și îngropat în grădina casei ei, știind ca după război să știe fiecare copil unde se află, la ce familie, ca să-i poată fi redat înapoi familiei de baștină, dacă vor supraviețui părinții. După 2 ani de zile a fost prinsă și a fost supusă la tot felul de torturi ca să mărturisească pe toți ceilalți din asociație care sunt complici cu ea. A refuzat să dea orice detaliu, i s-au rupt mâinile, i s-au rupt picioarele, a fost supusă la chinuri, cum spuneam, în final condamnată la moarte. În timp ce era dusă spre locul de execuție, cei din asociație au mituit pe jandarmii, care era iarna, pe zăpadă, undeva într-o pădure, a mituit pe jandarmi ca să o arunce jos din camion. Camionul care mergea la execuție cu mai mulți condamnați. Așa ea a fost recuperată de membrii acestei asociații și a supraviețuit. A trăit până prin 2000 și ceva, a fost propusă de mai multe ori pentru premiul Nobel, nu l-a primit niciodată, pentru că întotdeauna s-a descoperit că altcineva ar merita să-l primească. În Ierusalim însă, în drumul spre Muzeul Holocaustului din Ierusalim, acel bulevard, pe marginea bulevardului sunt copaci, unul dintre copaci îi poartă numele. În semn de recunoștință, poporul evreu i-a plantat un copac pe care a scris numele ei, ca fiind una dintre drepții, dintre neamuri din Isaia. Ea, când era întrebată cum de a reușit, cum de a putut să-și sacrifice așa viața, să se supună unui astfel de pericol, a zis ea: fiecare viață pe care am salvat-o nu este un titlu de glorie, ci este o justificare a existenței mele. Îmi dau seama că a meritat să trăiesc. Întrebarea în seara aceasta este: unde îți investești viața ca să știi că la sfârșit, la bătrânețe, nu o să regrezi că ai trăit?
Trăim într-o generație de costum care ne învață să consumăm, să trăim bine. Vin dintr-o țară în care se trăiește foarte bine, într-o țară în care oamenii, de exemplu, nu plătesc apa. Apa este gratuită. Nu plătești deloc apa. Mi-aduc aminte că soția, când eram în țară, visase odată, când eram în căutare să ne așezăm undeva, și zicea, m-am trezit în vis și Domnul spunea că în locul unde ne vom așeza, apa va fi o binecuvântare. Și noi chiar atunci vreau să cumpărăm un teren pe care erau două fântâni și am zis, probabil că e vorba despre terenul respectiv, că avem apă. Acum când am ajuns în Irlanda și după ani de zile, după 2 ani de zile, mi-am adus aminte de visul acela, am zis, într-adevăr, apa e o binecuvântare, să ai copii, să consume apa și să-ți dai seama că nu trebuie să plătești nimic. Apoi este o țară în care nu se plătesc impozite pe proprietăți, nu plătești impozit pe locuință, pe mașini, pe terenuri, se plătesc impozite doar pe venituri. O țară care o duce foarte bine. Cu toate astea, oamenii sunt, de exemplu, chiar am un coleg acolo la servici, stă pe chirie, are 63 de ani, o viață întreagă, n-a făcut nimic, doar a băut și a mâncat. Și la serviciu unor vine biat. Îmi dă seama că oamenii își investesc viața în tot felul de prostii. Unde îți investești viața? I-a zis Domnul tânărului bogat, vinde tot și vină după mine. A zis Biblia că a plecat foarte trist, pentru că avea multe avuți. Eu când predic din acel text, înțeleg că Mântuitorul i-a făcut o chemare foarte înaltă. Știți cui a mai spus Domnul să vină după el? Lui Petru, lui Andrei, lui Ioan. Știți ce ar fi vrut să zică Domnul? Eu vreau să te fac ucenic. Eu cred că tânărul acesta, dacă ar fi acceptat chemarea, ar fi fost unul dintre apostolii Domnului. Poate astăzi ar fi avut epistole scrise de el. Dar el a zis, bogățiile sunt mai mult decât ce mă oferă Dumnezeu. Câte ar fi chemări pe lume, nu e alt asemenea cele ce ți-o face Domnul să lucrezi în via sa, spune o cântare. Deci prima întrebare pe care mi-o pun eu, sincer, este unde îmi investesc viața? Îmi consum ani, îmi consum energiile. Am apreciat pe fratele care spunea că socotește că mântuirea e mai presus de toate, Domnul să-ți păstreze aceeași inimă până la capăt. Pentru că bogățiile acestea sunt înșelătoare, cum spunea Mântuitorul, și ne atrag, sau plăcerile lumii acesteia, sau titlurile pe care ne le poate oferi lumea. Unde vrei să-ți consumi ani? Ce s-ar putea scrie pe crucea ta după moarte? Mi-aduc aminte că cineva spunea că undeva, nu știu cât de real este, dar într-un cimitir sunt îngropați soț și soție. Pe crucea soției scrie, ea a murit din cauza lucrurilor pe care le avea. Iar el a murit procurându-i-le. Ce sens al vieții? Să trăiești ca să-ți cumperi, să ai și bărbatul să muncească să aibă bani, să-i dea la nevastă să-și cumpere. În al doilea rând, dacă vrem să trăim așa încât să nu regretăm că am trăit pe pământul acesta, trebuie să ținem cont de faptul că viața este o continuă scurgere de timp. Timpul viitor nu ne aparține. Dar el se apropie spre noi. Fiecare clipă se apropie și devine prezent. Ca după aceea, în timp ce am rostit asta, să treacă deja, să devină trecut. Trecutul meu, de fapt, care mie îmi creează remușcări și păreri de rău, astăzi este în față. Toți cei care au păreri de rău și regrete au avut șansa înainte de a face lucrurile pentru care să-și gândească viitorul. Omul este singura ființă care poate să-și gândească viitorul, să facă planuri. Ne asemănăm cu Dumnezeu. Dumnezeu înainte se puce de o creație, de lucrarea aceasta. A făcut un plan de săvârșit, zice Biblia. În el erau cuprinse toate detaliile, inclusiv numărul zilor mele, când să ne naștem și când să murim. Toate sunt scrise acolo în cartea vieții lui Dumnezeu pe care a făcut-o înainte să întemeieze lumea. Și mai ales planul mântuirii prin Domnul Iisus Hristos. Și noi suntem asemenea lui Dumnezeu, avem capacitatea să gândim, să planificăm. Dar zice Biblia să faci planul, să le dea lui Dumnezeu. Asta înseamnă că trebuie să trăiești prezentul în lumina viitorului.
Singurul moment asupra căruia avem autoritate este momentul acesta. Poți să operezi ceva asupra trecutului? Nu poți să-l schimbi. Viitorul poți să-l schimbi cu ceva? Nu. Dar am libertatea asupra prezentului. Ei, trăiește în așa fel încât să nu-ți pară rău după aceea. Dacă tu îți faci, de exemplu, o cicatrice, un semn pe față, s-ar putea ca peste ani să vrei să ți-l schimbi. Cunosc oameni care au tot felul de tatuaje. Și le-au făcut prin adolescență, în armată. După ce au vrut să aibă mâinile curate, dar nu le mai pot avea. Când faci ceva, gândește-te, nu cumva, tu faci pentru că ai libertate. Am dreptul să o fac, sunt liber. Da, dar această libertate de acum, de a face, nu-ți va închide cumva libertățile spre viitor? Ai libertate să te căsătorești cu cine vrei, zice Biblia în Domnul. Da, dacă te-ai căsătorit prost, după aceea mai ai libertatea. Sunt drept? Nu mai ai. Adică trăiește în prezent gândindu-te la viitor, pentru că prezentul tău vine din viitor și viitorul pe care nu-l vezi astăzi va deveni prezent într-o zi. Deci Biblia la urmă de femeia stricată, de exemplu, proverbe, la urmă este amară. Da? Oamenii nu se gândesc la urmă, se gândesc la astăzi. Așa zice Esau. Deci Biblia că după aceea, măcar că cerea cu lacrimi binecuvântarea tatălui său, n-a mai putut să o schimbe. Nici lacrimile n-au mai schimbat nimic, nici urletele sale disperate, pentru că el nu s-a gândit la ce urmează, s-a gândit numai la momentul, mie mi-e foame acum, dă-mi să mănânc, nu mă interesează ce o să fie peste ani. Gândește-te astăzi la viitor. Biblia spune despre Moise, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire, n-a vrut să se bucure de lucruri de acum, pentru că el aștepta ceva mai mult. Dar ca să poți primi acel ceva mai mult, trebuie să fii capabil să administrezi puținul care l-ai astăzi. Dacă tu vrei să te bucuri numai de momentul de acum, o să pierzi acel mai mult pe care l-are Dumnezeu să ți-l dea. Dar dacă vrei să nu regreți, trebuie să ții cont de asta. Zice Biblia despre Avram și Lot. Este un exemplu frumos în Sfânta Scriptură. Avram avea făgăduințele lui Dumnezeu. Pe el l-a chemat Dumnezeu din Haran să vină în Canaan. Lui a făcut Dumnezeu făgăduințele, nu Lot. Dar Lot se ținea după el, nu știu de ce. Și într-o zi au izbucnit niște certuri între slujitorul lui Avram și slujitorul lui Lot. Imaginați-vă, copii, de exemplu, că tata vă dă vouă ceva. Și un frate de-al tău vine și pretinde și el ce ai primit tu. Dar mie mi l-a dat tata. Așa putea să zic Avram, Lot, du-te înapoi în Haran, de unde ai venit. Țara asta mi-a promis-o Dumnezeu mie. Avram însă a zis, eu nu sunt orbit de prezent. Eu știu că Dumnezeu mi-a promis țara asta și mi-o va da. Așadar, ca să nu-l supăr pe tata din cer, Lot, alegeți tu ce parte vrei din țară. Cum Avram? E ca și cum, copii, înțelegeți, v-a dat tata ceva vouă și unul dintre frații voștri pretinde ceva de acolo și voi spune, nu știi ce, ia tu tot ce vrei din asta și lasă mie cât vrei. Deci că îți duce tata o ciocolată și tu dă ție, cadou. Și un frate vine și zice, dă-mi și mie, dă-mi și mie. Sau vrea să-ți o ia pe ascuns, să-ți fure o parte din ea. Și tu să spui, uite, ia ciocolata, ia-ți cât vrei și dă-mi mie cât vrei. Așa a făcut Avram. Dar știți că au trecut ani și Lot, cel care și-a ales cea mai bună parte din țară, a ieșit de acolo cu mâinile goale și Avram a trebuit să se intervină înaintea lui Dumnezeu pentru viața lui. În timp ce Avram era binecuvântat cu sute de slujitori și Dumnezeu l-a binecuvântat cum a promis, nu vă lăsați orbiți de astăzi, de momentul acesta, dacă vreți să nu regretați mai târziu. Angajați-vă și bizuiți-vă pe un Dumnezeu care se poate ține de cuvânt, care așa cum s-a spus în psalmul care a fost citit astăzi, pentru cel ce le păzește răsplata va fi mare. Mi-aduc aminte că spunea fratele Iosif că a fost o lucrare undeva în țara asta, că datorită faptului că foarte mulți tineri își pierd puritatea și trăiesc în imoralitate, chiar și în biserici, Dumnezeu promite un premiu special a celor care își mai păstrează puritatea. Să știți că pe Dumnezeu nu-L putem păcăli.
Trăiți prezentul gândindu-vă la viitor, așa încât să nu vă stricați propriul vostru viitor. Dumnezeu să ne ajute. Mai este un lucru care ține de viața aceasta trăită fără regrete, fără părere de rău. Toți avem regrete, toți avem părere de rău. Dacă aș fi făcut altfel, ar fi fost poate mai bine. Dar asta pentru că nu ni s-au descoperit lucrurile, că nu le-am înțeles. Dar e una să poți să faci ceva, să-ți vorbească Dumnezeu, să ai Scriptura, să-ți arate Dumnezeu în Scriptură ce este bine și ce este rău. Să zici Dumnezeu, ți le pun înainte. Și totuși tu să alegi, că așa mi-a plăcut mie mai mult. Pentru că aminte că după căsătorie, în primele zile după căsătorie, am trecut prin casa unui om al lui Dumnezeu, ne-am rugat și a fost dată o descoperire și fratele îmi spune, Alina, am văzut în fața ta un cufăr plin cu tot felul de obiecte și tu cotrobăiai pe acolo printre ele și o zi, Dumnezeu, poți să-ți alegi ce vrei de acolo, dar să știi că nu toate sunt pentru tine. Tu poți să-ți alegi ce vrei, dar nu toate lucrurile care ți se vor oferi în viață sunt pentru tine. Mi-au fost făcute multe oferte în viață și încă îmi sunt făcute. Dar mă gândesc mereu la acea lucrare, nu toate sunt pentru mine. Chiar dacă unele pot fi foarte tentante, ca și pentru Lot, Sodoma, Gomora, binecuvântare, belșug. Să știi să alegi și să ai puterea să spui nu. Doamne ajută! În al treilea rând, cum spuneam, vreau să amintesc un al treilea principiu care ține de viața aceasta trăită fără regrete adânci și profunde. Spune în Proverbe 25, versetul 4. Scoateți gura din argint și argintarul va face din el un vas ales. Aici în imagine este pus argintul. Argintul amestecat cu tot felul de impurități. Și argintarul, care e Dumnezeu, argintul suntem noi, vrea să facă un vas. Dar nu poate, atenție, argintarul nu poate să facă decât ce îi permite materialul. Nu poți să faci din lut aur. Dar din argint poți să faci un vas de preț dacă argintul te lasă să scoți gura din el. Dumnezeu e capabil să facă din noi, vorba unui gânditor creștin zice, lumea n-a văzut încă ce poate să facă Dumnezeu dintr-un om care îi se dăruiește în totalitate. Un Daniel care s-a dăruit lui Dumnezeu cu totul și a ajuns celebru în Babilon. Dumnezeu poate să facă extraordinar din tine ceva. Dar nu poate să facă dacă tu ești plin de zgură. Te scoți zgura de acolo. Că tip este amestec, indiferent câte capacități ai avea și talente ar avea un om. Zgura poate să-l facă nefolositor. Așa, încât să nu poată fi folosit. Așa a zis apostolul în Timotei, că dacă cineva se curăță, va deveni un vas folositor. Adică este responsabilitatea mea să dau afară din mine? Dacă cineva are nădejde aceasta în el, spunea Ioan, se curățește după cum el este curat. Iată, curățenia nu este doar opera lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a curățit de păcate. Nu putem să ne iertăm singuri. N-am fi putut plăti vina păcatelor noastre. Dumnezeu ne iartă. Dar avem noi sarcina și îndatorirea să ne curățăm, să lepădăm orice fel de răutate, de viclenie, de și retenii și așa mai departe. Vreau să vă dau un exemplu din Sfânta Scriptură a unui om foarte capacitat, care însă din cauza unei zguri care a avut-o în el, a ajuns să-și regrete viața până acolo încât să se sinucidă. E vorba despre Ahitofel, sfetnicul lui David, un om extraordinar de înțelept, zice Biblia că dacă le întrebai pe el, era ca și cum l-ai fi întrebat pe Dumnezeu. Astăzi mergem la proroci, întrebăm pe Domnul și uneori nu stăm în cumpănă, ne-a vorbit Domnul, nu l-a vorbit Domnul, a fost de la Domnul, a fost bine să facem așa, să nu facem așa. Pe Ahitofel, dacă îl întrebai, aveai convingerea că l-ai întrebat pe Dumnezeu, că ai stat de vorbă cu Dumnezeu, un om înțelept extraordinar, mai superior decât un proroc, aș putea spune. David avea un astfel de om de încredere lângă el, se sfătuia cu el, însă când Absalom s-a răsculat împotriva lui David, zice Biblia că Ahitofel a trecut de partea lui Absalom. Când David, care fugea din Ierusalim, luat prin surprindere de atacul lui Absalom,
Descult, zice Biblia, n-am apucat nici să se încalțe. Fuga. Pe deal, când a auzit că Ahitofel este printre uneltitori, a început să se teamă. A zis, nu-i chiar așa de simplu. Pe lângă popor, are și un înțelept Absalom acolo și a zis, Doamne, nimicește sfatul Ahitofel. Că numai dacă intervine Dumnezeu și îl face pe Absalom atât de nebun încât să nu-l asculte pe Ahitofel, numai așa mai scap. Și într-adevăr, atât de nebun a fost Absalom, încât n-a ascultat pe cel mai înțelept om pe care l-avea Israel atunci și l-a ascultat pe Hușii, prietenul lui David, și știți că Ahitofel, când a auzit că sfatul său a fost n-a fost urmat, și-a dat seama de consecințe și de finalitatea războiului, nu mai avea rost, știa că David va câștiga războiul, știa că Absalom va muri, așa că a mers acasă și a pus casa în rânduială și s-a spânzurat. M-am întrebat de multe ori de ce a făcut-o asta, de ce Ahitofel a trecut de partea lui Absalom, de ce n-a rămas cu David dacă a fost atât de înțelept. Și răspunsul mi-a fost dat printr-o carte care am citit-o a fratelui Daniel Brânzei, o explicație frumoasă și interesantă. Vreau să deschideți puțin la 2 Samuel, capitolul 12, 11. E vorba de momentul în care David păcătuiește cu Batșeba. Citim în versetul 3. David, când a văzut pe femeia aceea frumoasă, a întrebat, cine este femeia aceasta? Și i-au spus, este Batșeba, fata lui Eliam, nevasta lui Urie, hetitul. Rețineți, vă rog, Batșeba era fata lui Eliam. În aceeași carte a lui Samuel, în 2 Samuel, spre sfârșitul cărții, în capitolul 23, citim în versetul 34, 2 Samuel 23, versetul 34, Elifelet, fiul lui Asbai, fiul unui Macatit, Eliam, fiul lui Ahitofel din Ghilo. Deci Eliam era fiul lui Ahitofel, iar Eliam era și tatăl Batșebei. Înseamnă că Ahitofel era bunicul Batșebei și străbunicul lui Solomon. Ce străbunic înțelept a avut Solomon. Și fratele Daniel Brânzei explică frumos. Se pare că în momentul în care David a păcătuit cu Batșeba și lucrul acesta a ajuns la cunoștința lui Ahitofel, și când bărbatul lui Batșeba, Urie, a fost omorât, Ahitofel a început să prindă pe ură pe David. Mi-ai distrus viața și casa nepoatei mele. Și când vede Ahitofel că Dumnezeu ia apărarea lui David și nu ascultă David de Ahitofel, de aia Ahitofel bătrân, cum era, a zis lui Absalom, lasă-mi pe mine, eu mă duc cu 10.000 de soldați și lupt cu David. Ce ai tu, Ahitofel, cu David, încât vrei să-l omori? Acum, la bătrânețe, n-ai alte doriți decât să-i pui capăt lui David. Lasă-l pe Absalom dacă s-a răscolat, lasă-l pe el să lupte. De unde e ura asta? Și când a știut că nu-i vor fi urmate sfaturile, a zis el cam așa, Doamne, refuz să mai trăiesc într-o lume în care Tu ai favoriți. N-a putut să-și depășească sentimentele de ură, n-a putut să îl ierte pe David. Așa a zis David mai târziu, mai devreme, că mai degrabă să cadă mâinile Domnului decât ale oamenilor. Oamenii n-au putut să-l ierte cât l-a iertat Dumnezeu în cazul acela, chiar dacă l-a pedepsit foarte dur. Dar vreau să vedem că Ahitofel, deși era un vas extraordinar, era argint, datorită zgurei din el, n-a putut să fie folositor, a ajuns să regrete. Dacă vrei să nu regreți, curăță zgura astăzi. Și cu cât mai devreme, să știți că e mai ușor. Adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale. Să știți că greșelile ni le corectăm mai repede acum când suntem mai frageți. Cu cât înaintăm, e tot mai greu să schimbi. Mi-aduc aminte că spunea o dată fratele Iosif, băiete, încearcă să-ți formezi teologia până la 30 de ani. După 30 de ani greu, te mai schimbi. 40 de ani și mai greu.
acum cât ești mai devreme, mai timpuriu în viață, încearcă să dai la o parte lucrurile care nu plac Domnului, lucrurile care strâmbă ființa ta, caracterul tău, luptă cu propriile tale neputințe. Mi-aduc aminte de un credincios care a spus și a prostit următorul angajament. M-am hotărât să lupt cu toată energia, cu toată puterea mea, ca toate vicile mele să moară înaintea mea. Să descoperim în noi mereu, mereu lucruri care nu ne plac nici nouă, dar să nu murim înainte să moară ele. Doamne, ajută-ne! Și în al patrulea rând, dacă vreți să trăim așa încât să nu ne pară rău mai târziu, trebuie să învățăm să deosebim lucrurile care vin de la Domnul și lucrurile care nu vin de la El. M-am uitat în Evanghelie la Mântuitorul, știți că a venit la un moment dat la El Petru, de exemplu, un om care a vorbit în numele Domnului cu câteva momente înainte și a zis, tu ești Hristos, o Fiul Dumnezeului celui viu. Nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, Duhul Tatălui meu care este în cerul. Și după a început să vorbească Petru cu Domnul. Și Domnul zice, înapoi a mea, gândurile astea nu vin de la Domnul. Până aici ai vorbit în numele Domnului, de acum nu mai vorbești în numele Domnului. Acum vorbești în numele oamenilor, gândești ca oameni. Altădată au venit ucenicii și au zis, Doamne, să cerem ca Elie să coboare foc din cer. Păi nu știți ce Duh vă însuflă. Dacă vreți să nu greșim așa încât să regretăm mai târziu, trebuie să deosebim lucrurile care vin de la Dumnezeu de cele care nu vin de la Domnul. Și vreau să știți că lucrurile nu sunt așa de simple, nici măcar ca la matematică. Matematica cât e de complicată e simplă, are totuși reguli standard. La Dumnezeu, cum oamenii nu sunt la fel, nici regulile se schimbă. Zice Biblia, de exemplu, despre... Sunt situații în Scriptură în care pentru anumiți oameni, anumite lucruri au fost bune, pentru alții au fost rele. De exemplu, zice despre Estera că a făcut bine că nu și-a spus neamul și apartenența, cine era, de unde era. Pentru ea a fost bine să se ascundă. Pentru alții, de exemplu Iacov, Domnul l-a întâlnit și s-a luptat cu el și nu l-a binecuvântat până ce ne-a spus Iacov cine e. Cine ești? Spune-mi cine sunt Iacov. Unele cazuri se procesează într-un fel, altfel, nu mă refer la principii și legi, ci mă refer la decursul vieții, la probleme pe care le întâlnești în viață. Nu poți să faci cum a făcut fratele, nici cum a făcut predicatorul respectiv, nici prorocul respectiv, că el a avut succes, el s-a căsătorit așa, mă căsătoresc și așa. Nu merge așa. Dumnezeu este original, cum fiecare dintre noi suntem originali. Acum vedeți că când ne facem pașapoarte, ne steau amprentele, la lucru ne prezentăm cu amprenta de la deget, le spuneam copiilor, nu există pe globul acesta doi oameni care să aibă amprenta la deget la fel. Doar când va ajunge populația la peste 70 de miliarde, se presupune că s-ar putea, cu anumite probabilitate, să existe două amprente identice pe glob. Așa ne-a creat Dumnezeu de original și Dumnezeu se poartă diferit cu fiecare. De aceea cu Dumnezeu, dacă vrei să știi ce vine de la El și ce nu, trebuie să porți o relație personală cu El. Și vreau să vă spun că Dumnezeu este disponibil să ne vorbească, să stea de vorbă cu tine și să-ți transmită mesaje, să spună. Zice Biblia că Dumnezeu vorbește omului când într-un fel, când în altul. Vorbește prorocul, vorbește predicatorul. Nu, omului vorbește. Ce este fiul omului să-l bagi în seamă? Auzi că Dumnezeu bagă în seamă pe fiii oamenilor, pe copii? Îi auzi când strigă? Nu l-a auzit pe Ismael când striga de sete? Ba, i-a spus îngerul lui Agar, am auzit glasul copilului care plânge. Psalmul 139 zice, toate zilele mirau care mi-au rânduite sunt scrise în cartea ta, gândurile tale sunt mai mult decât, păi gândurile tale cu privire la David. Nu, asta e pentru toți oamenii. Dumnezeu se gândește la toți oamenii de pe pământ, nu numai la un om. Lui Dumnezeu îi pasă de fiecare om de pe pământul acesta. I-a spus Domnul lui Iona, mie să nu-mi pese de 120.000 dacă ție-ți pasă de o plantă.
Dumnezeu este dispus să ne vorbească, să ne comunice, să ne transmită mesaj. Doar că trebuie să fim disponibili să-L ascultăm. Să învățăm glasul, cum a zis Mântuitorul, oile mele cunosc glasul meu și nu se duc pe un străin. E foarte important să știi, asta vine de la Domnul. Dumnezeu ne-a determinat să facem asta. Când am plecat în Irlanda, am plecat obligați. Am frați acolo de ani de zile, am fost de multe ori în vacanță, de fiecare dată cu încăpățânare am refuzat. În final Dumnezeu m-a obligat, cum i-a obligat pe ucenici la un moment dat să urce în corabie, să se ducă în pisă. Dumnezeu m-a obligat să plec. Au fost mai multe circumstanțe. Când am ajuns acolo, am înțeles că a venit de la Domnul, pentru că toate le-a pregătit Dumnezeu. Chiar acum, când am decis să mai rămânem încă, după ce am luat decizia aceasta, am stat așa în cumpănă și mă gândeam, Doamne, am decis bine, n-am decis bine, n-am greșit. Și mai după aceea îi spunea și fratelui Marius, ne-a venit o confirmare care ne-a arătat că încă mai trebuie să stăm acolo, mai e ceva de făcut. Avem un Dumnezeu care este dispus să vorbească cu noi. Când am ajuns în Irlanda, am stat câteva vreme căutând chirii și în perioada aceea soția a avut un vis și cu asta închei. Se făcea în visul respectiv că ne-am mutat la locuința noastră. Până atunci stăteam la sora mea, era foarte greu câteva vreme într-un spațiu redus cu toată familia. Și după ce ne-am așezat toate lucrurile, zicea soția, am observat că din apartament, din casa noastră, din locuința noastră, era o ușă care dădea într-un alt apartament, fără de ușile care dau în afară. Și m-am întrebat, dar ce legătură are casa asta cu altă casă? Cine umblă pe ușa aia? De ce există ușa aia între casa noastră și casa altora? Și am mers la ușă. Și am închis-o cu cheia, ca să știu că nu se deschide. După care am probat clanța să văd dacă e închisă, să știu că nu s-a învârtit în gol cheia. Și, într-adevăr, ușa era închisă, blocată. Știam, în sfârșit, acum aranjasem toate lucrurile la loc, m-am așezat în fotoliu, gata, liniștită. Ok, până aici a fost greu. Momentul în care ușa se deschide. Deci soția nu m-a speriat, cum ar fi fost normal. Să te sperii într-un astfel de situație, ai închis ușa cu cheia și imediat ce te-ai așezat jos, să auzi că ușa se deschide. Pentru că o prezență blândă a umplut încăperea și m-am întors cu privirea încet spre ușă să văd cine este. Și în cadrul ușii era un bătrânel. Știți că așa îl descrie Biblia pe Dumnezeu? Ca bătrân, îmbătrânit de zile, cu părul alb ca lâna și cu barbă ca zăpada. Și zice soția, mi-a adresat următoarele cuvinte bătrânelul acesta. Să nu te tem că e ușa asta aici, care dă în casa mea. Eu n-am să vă deranjez niciodată. Stai liniștită. Nu te teme că e ușa aici. Ușa nu-i ca să vă deranjez eu. Eu n-am să vă deranjez niciodată. Dar dacă voi vreți pe mine, mă puteți deranja oricând doriți. Acesta este Tatăl nostru. Binecuvântat să-i fie numele. Amin.